În Comisia de Agricultură a fost votat în unanimitate proiectul care vizează modificarea și completarea legii numărul 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan. Tot în sesiunea de astăzi a trecut și modificarea legii numărul 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă. În textul de lege propus se precizează că măsurile preconizate vizează stabilirea ordinii de preemțiune astfel: coproprietari și rude până la gradul 1, arendași, statul român prin Agenția Domeniilor Statului și vecinii care sunt proprietari de terenuri agricole. Săptămâna viitoare trebuie să avem o comisie comună cu Comisia Juridică. Eu sunt convins că și în Comisia Juridică nu va fi nicio modificare, pentru că ați văzut bine, eu am promis că această lege nu iese din Comisia de Agricultură până nu dăm mâna cu toți cei care sunt prezenți. Ați văzut că am găsit o formă de asta comună în care toată lumea a fost de acord cu modificările respective. Cu aceste calcule, cam când ar trebui să fie votată de plenul Parlamentului? Dacă reușim să facem Comisia Comună săptămâna viitoare și Parlamentul își prelungește activitatea cu săptămâna cealaltă, probabil că săptămâna cealaltă va primi un vot în plenul Parlamentului. Cât de mulțumit sunteți de cum arată acum după amendament această lege? Când văd că toți colegii mei, și nu vorbesc de colegii parlamentari, nu numai de colegii parlamentari, și cei de la asociațiile agricole au fost foarte încântați, consider că este o lege bună. Într-adevăr, de data asta suntem satisfăcuți de felul cum a fost tratată acest subiect. Chiar am rămas impresionat de conlucrarea tuturor deputaților din comisie. Chiar practic astăzi toți au fost români și nu PSD-ist, PNL-ist sau altă formațiune politică. Cred că ați văzut și dumneavoastră. M-a impresionat de votamentul președintelui, care a reușit să adune pe toți la masă, să gândească la fel, astfel, după cum ați văzut, când a fost votul final, a fost o unanimitate. Mai era de aranjat cât de cât, mă referam la termenii de depunere a documentelor, care mi s-au părut cam prea mare, dar nu cred că asta este important. Important este că, așa cum este legea acum, va da posibilitatea sau întâietatea cumpărătorilor autohtoni. Lucru care, știți, că ne l-am dorit din totdeauna. Da, pot să spun acum că sunt foarte mulțumit, chiar dacă personal și în calitate de președinte al APAR-ului, ăsta a fost unul din obiectivele APAR-ului și de vreo 7 ani de zile căutăm să convingem autoritățile statului de necesitatea protejării cumpărătorilor autohtoni.